Sectorul turistic se dezvoltă pe an ce trece, astfel serviciile de turism sunt la mare căutare. Doar în primele 9 luni ale acestui an s-a constatat creșterea cu aproape 10% a randamentului turistic, fapt generat de numărul tot mai mare al moldovenilor care pleacă în excursii și vacanțe peste hotare. Datele aparțin Agenției Turismului din Moldova. Ca statistică, la un turist care vine în Republica Moldova, pleacă 12. Lucrul ăsta nu este normal, anume din punct de vedere a dezvoltării ramurii turistice. Dacă să vorbim despre agențiile de turism, odată cu amplificarea dezvoltării acestei strategii, vom avea posibilitate ca turiștii care vor veni în Republica Moldova să fie în creștere. Vă spun din ce considerente. Faptul că Republica Moldova s-a pus ca scop participarea la mai multe expoziții de turism va populariza imaginea. Plus la aceasta, de comun acord cu complexele hoteliere din țara noastră. Potrivit instituției, încasările operatorilor de turism s-au cifrat la aproape 1 miliard de lei, iar în total au fost deserviți peste 160.000 de clienți. Cea mai mare parte din servicii, aproape 80%, au fost oferite persoanelor care au preferat turismul extern. În același timp, Republica Moldova a fost vizitată de peste 10.000 de turiști, ceea ce reprezintă 5,5% din numărul total de clienți ai agențiilor specializate. Alte 26.000 de oameni au fost beneficiari ai turismului intern, ceea ce este cu peste 3% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.